like. Șacalilor, ce faceți? Cum pot eu, bă, spre nesimțirea mea să vă fie rușine de rușinea mea, bă? Cum pot să vin eu peste o lună și ceva să postez ceva, bă? După o lună ce n-a știut nimeni de mine, bă. Dacă v-a fost dor de mine, să știți că și mie mi-a fost dor de voi și dacă nu v-a fost dor de mine, mie tot mi-a fost dor de voi. Știți ultimii bulangii, dacă efectiv v-a fost dor de mine. Frumoșii mei, zici că Gina Pistol, simpaticilor. Astăzi reacționăm, mă, simpaticilor, adică ne uităm. De fapt, doar facem un clip de genul ce comand versus ce primești, că trebuie. Ai pățit, sigur ai pățit. Sigur ați pățit, toată lumea a pățit, să vă zic un exemplu de-al meu banal, pur și simplu mi-am dat la un moment dat comandă, mi-am dat precomandă de un Lamborghini Urus și am primit un Bentley, frate, și m-am enervat, adică vii cu Bentley în față, mi-am luat Lamborghini Urus, m-am enervat și l-am dat înapoi, aia e un exemplu de asta. Uite, omul ăsta a zis că și-au luat random un tricou cu ceva cu Anglia și pur și simplu a primit un tricou cu Isle of London și cu deasupra cu turnul Eiffel. Bă, mi-aduc aminte acum, mă, când a fost prin Portugalia, dar pe unde eram? Prin Berlin, în Portugalia, ceva în genă, și am trecut la un dat prin un orășel, satul mare, satul mare, era prin Iugoslavia, Germania, Portugalia, pe acolo, nu. Femeia asta și-a comandat o mască de aia, de scoate putele în curmă, își pun fetele. Acum, să te mi nu știu cum arată o mască de aia, că nu mi-am pus niciodată, dar deja în pachetul ăla arată un pic ciudat, acum pe fața ei nu știu ce să zic. E un pic cam mică, să zic așa, un pic. N-a zis că e formă de aia de prăjitură, așa, zic că bă, faci prăjitură, mă, pe unul îți pune măta acolo și faci așa acum. Așa, bă, ca forma de prăjitură, ai pus-o la 90 de grade, 2 ori jumate și a ieșit asta, cam așa a ieșit pe fața, e un pic coaptă, să zic așa. Dar așa că trebuie să mi-o pun și eu, ia fi atent. Mi-a căzut microfonul. Mi-a căzut microfonul, s-a rupt. S-a luat fata mea de aia pătură de aia frumoasă, bă, că sigur toată, bă, nu știu de ce ți-ai dorit, dar ți-ai dorit o pătură de asta pachetat așa de aia, știi, de o arunci când ești pe geam și te tragi pe ea, gen, și-a luat o pătură de aia și a primit ce a vrut. E un pic la fel, zici că e cordonul de la de leș la halat. Zici că e cordonul umbilical al mătă. Acum și fata e nesimțită, că dacă ar pune frumos cordonul ăla și l-ar trage așa pe picioare, s-ar face sirenă, i-ar acoperi picioarele, de-aia și-o pus așa, știi, mă lig așa, întorcea una așa, mă lig, atâta, nu merge așa, nu are sens. Bă, ce că tipul ăsta acum a dat inele de perete, uite-l ce a primit mărgică, mă. Mă mărgică, mă, și-o pui, o faci cu alier, ce pui acolo, mă. Pioneză de la mașină, ți-o găsit bujia, uite ce-o primit acolo, cât degetul acolo, cât buricul. Deci ce e asta, bă, dar nici cine, bă, dar tu-ți dai seama acum, bă. Bă, vă mai zic o chestie, aveți grijă cu site-urile astea, dacă costă puțin, puneți-vă și voi un semn de întrebare. Adică dacă vezi un calculator și costă undeva la 420 de lei și zice că e ofertă, nu știu dacă e ofertă, adică să nu-l iei, nu știu, zic. Deci că unghiurile din care sunt făcute pozele, știi, pe care te uiți la produs, sunt dușmanul nostru, mă. Bă, deci mi-aduc aminte odată, Doamne, deci nu mai știu, cred că eram prin clasa 8-a, frate, și nu mai știu exact ce se întâmpla, știu că aveam examenul și era vară, mă rog, și venea de la școală, era vară, nu mai știu exact ce se întâmpla. Și atunci știu că apăruse sandwich-urile astea la KFC sau ceva în genul, știi, cu sandwich și un crispy, înăuntru, mă rog, ceva în genul, la 5 lei și am zis pe un prieten, oh, vreau să-mi iau și eu. Și zic, bă, nu știu, bă, vreau să-mi iau și eu. Zic, bă, dar nu știi dacă e ok, bă, dar vreau să, hai să luăm dacă n-a. S-a luat omul meu sandwich acolo, mamă, și când îl scoate, vede, bă, deci pe imagine așa era, să mă bulldozer, am zis că, bă, că mi-au și eu, n-am cum, 5 lei, păi cu 5 lei mănânci cât vrei. Și când îi dai sandwich-ul, bă, mare să vă, mare sandwich, uite-l sandwich, asta era sandwich-ul, ăsta, atâta era, uite-o. Bă, da, bă, like, bă, uite ce buci are Jordan. Bă, ce bucuță are Jordan. O, ce fesier lucrați are Jordan. Al meu, uite, i s-o plăștit și capul. Bă, cum și-o făcut iatagan din mână, nici nu mai are mâna pe mingea, asta are iatagan. Are acolo, ce Dumnezeu ia, vine, are o pinche picioare, ce are Jordan. Nu o să aibă și niște LeBron 13, are o pincuță de aia de la România. Hai, că mai pot să vii, mă, cu mine. De ce o refuz să cred așa ceva, bă? Bă, dă-o în brânza și în mămăliga și în asparagul și în pătrunjelul și în legătura de mărar a măsii, bă. N-ai cum, bă. Bă, și cu ceaunul și laptele ăla cu gri și cu oțet și cu tot ce vreți voi. Cum Dumnezeu, bă? Bă-ți comand și tu smartwatch, bă. Să fie șmecher, bă. Să comand aici, răspunzi direct la telefon, se conectează automat, faci selfie cu ceasul, da? Îți comanzi de asta smartwatch și îl primești pe palul tactu mare, bă. Cum să-l primești, bă, pe palul tactu mare, bă? Păi de asta avea tataia, Dumnezeu să-l ierte că avea, dar nu avea de asta la mână, avea de asta pe perete, știi cum era, cu cucu care cânta, ieșea cu cuveaua, venea cu cuveaua, se întâmplă așa, e și ăsta. Asta cred că merge cu timp înapoi, adică când trece o oră, mai trece o oră de în spate, știi cum, adică călătorești în timp cu ceasul ăsta, să mor eu. Întrebi și tu pe unul, bă, n-am, uite, cât e ceasul, bă, ia uite cât e ceasul, ia uite, e 12 și un sfert, 12 a doua, 2003. Cum?
Bă, la, la, e cu asta ceva, mă face fata să zic că am comandat un scaun pentru camera mea de pe Amazon. Ia uite ce a primit. Pentru papagali scaunul. Se așează, am papagali, nu face așa. E scaunel pentru gândacii de bucătărie, știi, seara, când îți circulă prin casă, când tu dormi numai bine, așa, și de obicei vine prin bucătărie, așa, la un dat, bă, veniți în dormitor, mă, că a luat ăsta mobilă nouă, ia uite, hai, hop, știi, se urcă toți pe scaun. Să mă bată, dar nu știu cât, cred că îl vezi normal, cred că vezi tu un scaun de la și îl vezi la $3, zici, bă, dacă tot am $5 de tu, hai să-mi iau de $3 un scaun, știi, și ia uite scaunul, că e breloc de telefon, să mără, cred că am telefon mai mare decât, că ți-ai comandat scaun? Ai zis? Că n-ai selectat dimensiunea, n-ai mai zis. Ia uite și păstă așa comandă-te de asta de suport, frumos, cioplit, în lemn, de maiaj, de acu, 1.350.000, ia uite ce-a primit. Ia uite-l pe al meu. Gofie. Ce-i drept, n-am să vă mint, e un pic diferență dintre primul comandat și al doilea. E aproximativ. Adică dacă închizi un pic așa ochii și îți pui mâna pe unul și te întorci, așa nu vezi diferența, știi? E ok. Și a comandat un moment de la de mâță, bă, știi, să stea mâța, se joace, se urce pe el, de la frumos, de-l pui așa într-un colț al camerei, frumos, ia uite ce a primit mâța, ia uite-l, hop, ia uite-l. A, se uită mâța la el, zice, bă, dă-te, morții, mă, te mi-ai luat ce, hai că mi-ai luat, dacă e zgârcitule. Mâța acolo în cap, bă, dar ți-am zis, bă, că ăsta la $1.50, dar te-ai zgârcit, bă, te-ai zgârcit, că te venea salariul, dar puteai să-i de la mâta să miști, dar mi-ai luat de ăsta, cum mi-au de ăsta la $1, ți-a zis că l-a la 200, bă, dar zgârcitule, e zgârcit. Ok, mi-ai luat de ăsta, dar să vezi ce mă p***o pe tine, zice, bă, deci când te-ai cu cam, și am fugit și nu mă mai prins, mă, bag sub dulap, mă, hop, s-a terminat. Altul cu scaune, mă, cum e posibil, mă, așa ceva, mă? Mă, cum poți, mă, să greșești, bă, mărimile, mă, în halul ăsta, mă? Bă, dar cum Dumnezeu s-a făcut pozele alea de pe site, bă, de duș, de fapt, că vine scaunul ăla, că e mare, bă, adică să mor eu. Adevărul e că să mă bată, mama, ți-ai luat scaune, dar cu masa aia să mor dacă se potrivea aici, să mă ofilesc acum în timp ce fac video dacă mergeau scaunele alea cu masa aia. Să mă bată, mama, ții scaune de alea ca Dorian Popa pe negru, cum are, Dorian are casă de extraterestră acolo, el are nava mamă, știi cum ar veni, dar nu și-o luat, bă, Dorian noastră de asta, bă. Păi ți-ai scaune șmechere, bine, ți-o dat Dumnezeu, că ai vrut să te zgârcești cu masă ieftină și ca scaune scumpe, da? Și uite ce ți-a dat Dumnezeu. Pune mâna așa, masă calmea, bă, păi stai, apoi dacă ai de masă, bă, când te pui pe scaunul ăla, bă, stai, cu minte. Bă, da, gândește așa, cum era să stea Dorian în casa aia frumos, alba lui, scaune albe, tot, așa, care vine așa să-ți pun o masă de asta, așa, de calcămăta pe ea, bă, de pune de bibelou pe ea, bă, era frumos, bă. Na, deci o pe asta nu pot, deci o asta nu, sper că nu e reală, că e impot, deci dacă asta e reală, eu acum închei video, deci nu pot. Tu vrei să-mi spui că omul meu, bă, și-a luat omul meu un televizor, a strâns el, de ce îmi vine de asta în gât? Bă, pune omul, bă, strânge 3 salarii să-și ia și el o plasmă, bă, cum se zicea odată, să-și ia plasmă, bă. Bă, uite, LG 3D, bă, deci era șmecher, amora e în casă, știi cum ar veni, adică era amora în casă cu televizor de asta, luai de la-l plantai acolo, și nu-ți mai zicea gagică ta nimic. Că stătea la televizor, ceva în genul. Bă, și ai sens ca prostul, bă, 3 luni să-ți iei televizorul ăsta, că mamă, se vede, mamă, cum mie, cum se vede, cum mă uit la Peaky Blinders, pe ăsta, ce frumos să se vede, ia, uite, l-ai desfăcut să-l pui așa, vezi că la un moment dat îl atingi, știi ce s-a întâmplat, știi, mai nici când ai să tragi folia de pe el, o tragi cu tot cu ecran. Cu tot cu butoane, cu tot, ia uite, zice, ce masă, mamă, ți-a dus ăștia masă. Pentru cei care au rămas până aici, din nou, eu n-am mai postat de mult timp, dar totuși am postat ceva pe canalul Timbar Fan Club, o să vă las acum câteva secvențe să vedeți și o să aveți linkul de la clipul cu Timbar în descriere. Nu, te rog, nu. Vreau să știu, în primul rând, câte mărțișoare trebuie să facem, câte femei sunt în viața ta. E, undeva la vreo 175, dar chiar... avem. Te pup, Cosmine, hai că jucăm după, promit că fac asta repede. Ești super! E, vezi? Adică eu sunt super. Eu v-am pupat. Pa, bă!